Salutare și bun găsit! Numele meu este Andreea și în video de astăzi vom realiza tutorialul pentru acest trandafir reversibil. Da, așa arată, împreună cu ghiveciul. Este o dulcică de fetiță trandafir și o vom realiza împreună. Să trecem la treabă! De la anterior v-am arătat cum lucrăm acest ghiveci și acum să lucrăm pentru a vedea ce punem înăuntru. Da? Așa arată ghiveciul și pentru acest ghiveci vom face o floare reversibilă. Bun. Ok. Floarea pe care o vom lucra va fi floarea soarelui, da? Și vom avea nevoie de maro, alb și galben. Și începem cu pământul din ghiveci. Iar pământul îl voi lucra începând cu 6 piciorușe în inelul magic. Închidem inelul, iar în următorul dublăm. Cu un piciorul alunecat închidem inelul magic, facem un ochi de lanț și dublăm. Iar la finalul rândului vom avea 12 piciorușe, deci câte două piciorușe scurte în fiecare. Bun, și lucrăm 12 rânduri cu câte 12 piciorușe. Bun, am făcut și cele 12 rânduri, da? Și am lucrat, deci n-am întors lucrul, da? Am mers cumva pe spate pentru că ăsta va veni înăuntru și acum lucrăm partea de bun. Bun, următorul rând dublăm, da? Câte două piciorușe în fiecare ochi și la final vom avea 24 de piciorușe. Bun. Următorul rând, 3 piciorușe, o dublă și la final vom avea 30 de piciorușe. Bun, următorul rând, începem cu 2 piciorușe, pe care facem o dublă. Și lucrăm 4 piciorușe, o dublă de 5 ori. Faci 4 piciorușe, o dublă și continuăm până la sfârșitul rândului, iar rândul îl încheiem cu 2 piciorușe scurte. Bun, următorul rând, 5 piciorușe, o dublă. Și la finalul rândului vom avea 42 de piciorușe. Bun. Următorul rând avem 3 piciorușe și o dublăm. Și dublăm.
După care lucrăm 6 piciorușe, o dublă, până la finalul rândului. Și vom avea 48 de piciorușe. Iar următorul rând lucrăm 7 piciorușe, o dublă și la final vom avea 54 de piciorușe. Bun, deci am făcut și rândul cu 7 piciorușe, o dublă și am acum 54 de piciorușe și ultimul rând o începem cu 4 piciorușe și o dublă. Și continuăm cu 8 piciorușe, o dublă, până la finalul rândului, unde vom avea 60 de piciorușe. Ok, lăsăm un fir mai lung ca să putem coase pământul de ghiveci. Iar pentru o bună stabilitate a ghiveciului, să nu se ducă într-o parte după ce atașăm floarea, da? Putem, dacă aveți o sticlă de plastic după forma, după dimensiunea pe care ați făcut ghiveciu, tăiați o bucățică de sticlă de plastic, da, care să vină exact pe forma aceasta, la un nivel cam până pe la mijloc, sau dacă aveți fundul acesta de plastic, punem niște umplutură. Deci, pentru o mai bună stabilitate, eu pun o pietricică mai plată sau două pietricele, în cazul ăsta, puțin mai micuțe. Pietricele au fost dezinfectate înainte, da? Le-am spălat cu apă și le-am ținut în apă cu bicarbonat și cu oțet și cu un pic de spirit. Da? Cam vreo jumătate de oră, o oră. După le-am scos, le-am clătit bine, bine, bine și le-am uscat. Așa, punem asta. Ok. Să coasem. Dacă știți cam cum să le poziționați, da, înainte le scoateți, coaseți jumate din lucrare, după care le adăugați și continuați cu a coase. Bun, ca să atașăm pământul de ghiveci, da? Lucrăm astfel, tipim ochiul de la ghiveci, scoatem firul nostru de la pământ, da? Facem un ochi de lanț și continuăm să facem piciorușe alunecate unind cele două părți. Deci luăm ochiul de în față, ochiul de la pământ și facem piciorușe alunecat. Da? Și lucrăm așa, nu chiar până la final, ne oprim undeva la mijloc ca să putem adăuga umplutura și pieticelele noastre pentru stabilitate. Deci am lucrat cam până pe la jumătatea lucrului, da? Și acum adaug umplutura. Și
Puneți ceva în mijloc ca să nu se deplaseze și să nu aveți probleme pe urmă. Nu? Umplutura să fie distribuită uniform. Așa arată chiveciul cu pământul. Da? Și să începem să lucrăm la floare. Începem cu tulpina ei. Și alegem un verde. Eu am două tipuri de verde de la Yarnart Jeans. Da? Culoarea 60. Sau culoarea 52. Păi merge pe culoarea 52. Îmi place mai mult verdul ăsta pentru acest proiect. Hai și mergem pe culoarea aceasta. Deci începem să lucrăm tulpina. Și începem cu 8 piciorușe în inelul magic. De mine. Ok. Închidem cercul. Facem unul de lanț și lucrăm pentru 29 de rânduri. Câte 8 piciorușe. În fiecare picioruș, în fiecare ochi lucrăm câte un picioruș scurt și lucrăm astfel pentru 29 de rânduri. Ok, după ce am lucrat 3 rânduri cu 8 piciorușe scurte, introducem o sârmă pentru flori, pentru a avea mai multă stabilitate, da? Și vom lucra în jurul ei. Dăm și aici o securizăm. Dacă aveți un patet pentru bijuterii, vă ajuta mult mai mult să faceți, mult mai bine să faceți chestia asta. Eu am unul, dar acum nu-l găsesc. Da, și rotița asta și o securizați. Și aveți fi siguri că nu va ieși de acolo. Și continuăm până o să avem 30 de rânduri cu câte 8 piciorușe. Da, lucrând în jurul acestei sârmulițe. Ok, am făcut și cele 40 de rânduri. Iar în următorul rând vom lucra un picioruș, o dublă de 4 ori, iar la finalul rândului vom avea 12 piciorușe.
Bun, următorul rând facem din nou un picioruș, o dublă și la final vom avea 18 piciorușe. Da, deci facem, acum avem 12 piciorușe, iar următorul rând facem un picioruș, o dublă de 6 ori și vom avea 18 piciorușe. Următorul rând începem cu un picioruș, o dublă și continuăm cu două piciorușe, o dublă. Iar la final rândului vom avea 24 de piciorușe. Deci repetăm două piciorușe, o dublă până la final rândului, încheiem rândul cu un picioruș scurt. Următorul rând, 3 piciorușe, o dublă, iar la final vom avea 30 de piciorușe. Bun, următorul rând începem cu două piciorușe, o dublă și continuăm cu 4 piciorușe, o dublă. Iar la final rândul vom avea 36 de piciorușe, încheind rândul, da, cu două piciorușe scurte. Bun. Următorul rând, 5 piciorușe, o dublă, iar la final vom avea 42 de piciorușe. Ok, următorul rând, începem cu 3 piciorușe și o dublă. Și continuăm cu 6 piciorușe, o dublă, iar la final rândului vom avea 48 de piciorușe. Și continuăm 6 piciorușe, o dublă, încheind rândul cu 3 piciorușe scurte. Bun. Următorul rând schimbăm culoarea. Alegem culoarea cu care vrem să facem trandafirul. Eu am ales roșu, voi puteți alege și altă culoare. Alb, bordo, vișniu, galben, roz. Și continuăm să lucrăm cu 7 piciorușe, o dublă, pe spatele buclei. Firul verde rămâne în fața lucrului. Și marcatorul și lucrăm 7 piciorușe, o dublă. Ops, pe spatele buclei.
Deci luăm bucla din spate, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 1. Și continuăm până la sfârșitul rândului și mai lucrăm încă 4 rânduri cu câte 54 de piciorușe. Le lucrăm normal cele 4 rânduri. La rândul 48 aici ne-am rămas cu, am lucrat pe spatele buclei, da? Pe fața locului cu firul verde. Facem un picioruș scurt. Da? Și lucrăm 7 piciorușe scurte. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucrul okay. Sar primul ochi și lucrez 6 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, întorc lucrul, sar primul ochi, lucrez din al doilea 5 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, sar pe primul, lucrez din al doilea 4 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, întorc lucrul, la fel, sar pe primul, lucrez 3 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, întorc lucrul, sar pe primul și lucrez 2 piciorușe scurte. Da, sar pe primul, 2 piciorușe scurte. Un ochi de lanț, întorc lucrul și fac 1 piciorul scurt. Un ochi de lanț. Da? Și tăiem firul. Bun, deci tăiem firul, lăsăm un fir un picuț mai lung, să-l putem aduce la bază. Și repetăm același proces. Da? Începem de aici, de în următorul ochi. Da? Luăm firul verde, facem un ochi de lanț, și în același ochi un piciorul scurt. Un piciorul scurt. Și lucrăm din nou 7 piciorușe scurte. Thank you.
vom avea 7 astfel de petale, da? Numai 7. Deci 7, un ochi de lanț, ne întoarcem 6 și tot așa, repetăm de încă 6 ori. Bun, după ce am terminat cele 7 petale, da? Cu același fir, începem de jos și lucrăm piciorușa alunecat de jur împrejurul acestor frunzulițe. Cum s-o numi ele? A, deci piciorușa alunecat pe fiecare rând. Iar când ajungem în vârf, facem două ochiuri de lanț și un picioruș alunecat chiar în vârf. Și continuăm cu piciorușe alunecate. Ajungem jos, facem piciorul alunecat pentru următoarea, da? Și continuăm. Piciorul alunecat, da? Până ajungem din nou unde am plecat. Ok, surplusul de ață pe care îl avem, cel verde, da, unde am început lucrul, îl urcăm cu un rând mai sus și îl scoatem pe dedesubt. Aducem și celălalt fir tot acolo, da? Astfel încât această frunzuliță sau petăluță să fie prinsă un pic mai sus și să stea ridicată. Și procedăm la fel cu toate. Le unim înăuntru, da? Deci doar într-un mic colț. Să stea mai ridicate. Asta e ultima, deci o să fie aici pe verde. Facem un nod și le-am securizat pe toate. Le facem câte un nod și le securizăm bine, să nu avem probleme să se desfacă. Așa arată partea de jos, da? Așa trebuie să arate. Și cam atât în video de astăzi. Dacă v-a plăcut video de astăzi, nu uitați să dați un like și un subscribe la canal. Da? Și